Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem să pregătim niște mâncare și vrem să facem niște chifteluțe de porc amestecată cu carne de vită. O să facem niște cartofi panei, așa cum am primit un comentariu de la o soră, doamnă, că nu mai găsește rețeta cartofi panei. Și am zis că o să facem astăzi. Acum nu știu dacă o fi ăștia sau dacă nu o fie aia cu dovlecei, dar eu cred că ăștia sunt cartofi panei care am făcut cu ou, vreau să spun. Nora o să curăță niște cartofi, o să le spălăm, o să le punem la fiert cu sare, o să vedeți voi. După care, așa cum am spus, aici am pregătit, avem toată carnea, dacă am e rece, am pregătit și pâine, am pus-o la muiat, în apă, câteva felii, vreo 6 felii așa mai subțire, pentru că, uitați, sunt subțire. Așa, și avem aici așa piper, sare, boia, usturoi, pătrunjel, niște ouă care o să punem și niște ouă acolo. Vedem. Așa. Nu, bun. Dar sunt prea rici, să-mi caut un bol mai mare? Oare? Asta nu e prea mic. Nu, eu vreau să pregătesc usturoiul, ca să pun usturoiul. Avem aici așa. Aici avem un kilogram de carne. La un kilogram de carne o să pun niște usturoi. Așa, 2, 4, 6, 8, 10 căței de usturoi, așa. La mărimea asta. Să ne aduc aia ca să le pisăm. Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit pe canalul nostru YouTube. O să facem împreună. Așa e, Nora? Da. Facem împreună. Nora curăță cartofii, eu pregătesc. Ea se uită la mine, ca și să învață cum fac eu aici chifteluțele. Da. Și acum o să punem usturoiul. După care tăiem și pătrunjelul cu puțin mărar. Mai am acolo niște pătrunjel care mi-a rămas de el cu mărar. O să pun și pe ăla și să mai pun niște mărar uscat, că nu mai am verde. Pun ăla verde ce mai am acolo un pic și o să mai pun și un pic uscat, ca să aibă un gust bun. N-am pus asta, am dat drumul. O să dăm drumul la cu asta, nu la? Așa. Văd că merge un pic. E mai lumină. Așa-i? Trebuie să văd eu. Este mai lumină, da. Nora o să facă mâncare, să vă spun, pentru un comentariu, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Nora o să facă mâncare când o să învață mai bine să facă pe filmare. Ea o să facă pe filmare când face mai bine. Normal că nu poate să facă un om mâncare dacă nu-i pregătit așa bine. Ea învață de la mine și o să facă. Da. Nu, bun, așa. Nu știu dacă nu fi prea rece. Carnea? Da. Și pun iară mâna și o să mă doare. Dar stai să pregătim și pătrunjelul ca să-l tai. L-am spălat, pregătim.
să văd dacă se vede. Da, se vede bine. Are timp. Alții au făcut mâncare la 25 de ani. Și alții, și noi toți, învățăm. În fiecare zi învățăm câte ceva. Dar ea că e tânără, eu o încurajez să facă, nu că nu o încurajez să nu face mâncare, dar face ea așa, nu pe filmare. Pentru că pe filmare este un stres, este un pic emoții, nu e așa ușor să faci pe filmare. Că vedeți voi că la un om mai matur, mai în vârstă, care mai se descurcă cu mâncarea și știe să face și mai greșește și atunci mai vine niște comentarii că n-ai făcut bine așa, Nora, că n-ai făcut așa, trebuia să faci așa. Nu, știți voi acum. Are timp. Ea cum vede la mine, ea învață, când nu-i filmată, ea câteodată mai face. Acum, de atâta timp, trebuie să învață și ea. Că spune că dacă nu face, normal că dacă nu face, nu învață, dar ea face. Când nu-i filmată, ea mai pregătește mâncare. Acum ea mai mă ajută aici, facem împreună. Mai curăță și ea niște cartofi, mai niște morcovi, niște ceapă și ăsta e un ajutor și că facem împreună. Ea face mai încet lucru, eu fac mai repede, vreau să vă spun. Vreau să vă spun că eu nu prea am răbdare așa să fac încet. Vedeți eu că mie îmi place să fac orice lucru care îl fac, eu îl fac mai rapid, mai așa. Nu-mi place să fac încet lucrurile. Și Nora atunci trebuie să facă singură. Eu sunt lângă ea, o mai învăț, o mai... Dar nu pe filmare, pentru că pe filmare este greu. Și normal, vede o țară întreagă, nu? Și atunci cum e pe filmare dacă nu face ceva bine? Nu, bun, am tăiat pătrunjelul, aducem și ăla care mai am aici, ca să-l punem și cu asta. S-a uscat deja, împreună cu mărarul, să punem și ăsta, așa, împreună cu mărarul. Așa. Nu știu dacă mai o fi bun asta. Am pus aici și am făcut. Lasă că nu mai punem. Ia ca așa, cam s-a mai iat un pic și ne mai e bun mărarul. Păi cine știe ce s-a... Poate au lucrat apă cineva, eu nu știu ce e aici. Nu mai e bun. Să punem uscat. Gata, am terminat cartoful. Da, da. Acum să-ți arăt cum să le tăiem ca să le punem la fier. Oare nu sunt prea multe? Să am... O, cu ce să le fac atâta? Nu putem să lăsăm așa întregi, știi? Ca să așa le facem... jumate, nu? Că sunt prea mari. Ca să putem să-i facem. Tot au fost stricate. Sunt stricate cartofii, da, sunt. Hai să vedem. Tăiem așa. Și tăiem așa. Care sunt mai mici, le lăsăm așa, Nora. Și facem așa, știi? Taiele așa, pe jumătate. Asta lasă așa, că nu este așa mare. Da, dar
pe lung, știi, să le tai pe lung, așa. Nu așa, așa. Acum asta nu e chiar așa, da. Nu lasă pe bine, așa. 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 Le punem să fiarbă și le punem cu o lingură de oțet, ca să nu se zdrobească cartofii. Să vedeți voi. Acum sunt, mai sunt cartofi care sunt foarte așa, care se zdrobesc de numai. Și sunt cartofi care sunt foarte buni. Acum trebuie să fie și cartofi buni. Dar cum sunt ăștia care i-am cumpărat de la Intermarché, am avut din alea așa mai... Spală-le, Nura, și le punem acolo la fiert. Am plecat din cadru aici. S-a dus să facem un pic aici curat. Și acum o să pregătim și noi. Eu să vă spun că nu o să pun ceapă în ele, pentru că o să fie prea grei. Dar nu le place la copii. Nu le place. Acum vreau să fac pâinea asta cu un pic de apă am pus. Ca să se înmoaie foarte bine. Ca să punem aici. Bun, să punem și cartof răzărit. Îi place să pună în chiftele. Se pune și morcov, se pune și ceapă. Eu nu să le fac, eu să le fac așa mai simple, pentru că nu le place la copii. Și dacă să le fac ca să nu le placă, am mai făcut și mi-a spus Abel că de ce am pus ceapă în ele. Că nu trebuia să pun ceapă. Nu. Am făcut cam așa, vedeți? Și acum o punem aici. Pâinea. Punem pătrunjelul. Să mă spăl pe mâini ca să pun un pic de piper, sare și un pic de boiac. Mora acum spală cartofii și le pune la fier, să fier, lăsăm să fiarbă, spargem câteva ouă cu niște făină și prăjim în ulei. Lăsăm aici cadrul așa singur. Eu încerc să amestec aici toată compoziția asta. Dar e rece carnea, n-am scos-o, am plecat, am fost cu Iosif la spital. Am avut randevu așa cum v-am spus. Că trebuie să oprească medicamentele. Da? Nu, așa, Nura. Vai, Doamne, ce rece îi! Să mă spăl pe mâini și să mergem acolo la cartofi. Nu, bun, uitați cum a făcut Nora cartofii. Așa. Și acum punem o lingură, o linguriță de sare. Și punem o lingură de oțet, de mere. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Lăsăm încet la foc mic. Ca să nu se spargă. Când începe să fiarbă, dăm focul mai încet. Și lăsăm încet ca să fiarbă așa încet, ca să nu se spargă tot. Că știți voi, cartofii când fierb tare, tare, tot se spargă. Tot. Ce să zdrobesc. Să zdrobesc. Așa. Și nu mai rămâne aproape de ei nimic. Sunt cartofi din alea care se fac tot praf când... Am avut niște cartofi și nu numai o dată așa. Că
care numai praf să făcea, că aveau, nu știu, așa erau ei, că nu erau așa buni. Nu bun, ora, hai, mergem. Aici cu chifteluțele am pus pâinea, am pus usturoiul, am pus pătrunjelul, punem nu punem mai mult decât 2 ouă. Așa. Cu puțin piper. Eu vreau să pun de ăsta, că ăsta nu e așa picant. Cam acolo un fel de piper care e picant la greu. Ăsta e piper negru măcinat, proaspăt punem. Așa, puțin sare, o linguriță așa ca să nu facem sărat prima dată, punem o lingură, două lingurițe de boia dulce, așa, și astea sunt, o să-mi iau o lingură în ora. Vreau să amestec cu lingura asta, că este carnea rece. E prea rece și nu știu ce mă fac aici. Bun, ora, hai că revenim să facem aici. Bun. Așa. Până mai lăsăm carnea să mai stă, să se încălzească, că e prea rece, ca să o amestecăm bine. Am pus tot ce trebuie aici, așa. O lăsăm să se mai încălzească. Avem aici niște mazăre cu morcovi la conservă. Vreau să fac și niște mazăre. De unde e cuțitul ăla mai mare? Adu-mi pe cuțitul mai mare. Da. Așa. Să tăiem ceapa. Vrei să o tai tu ceapa, Nora? Vrei să o tai? Hai, tai-o să vedem. Hai, tai-o așa cu bulețe mici, da. Tai-o așa. Luăm de-o parte. Așa. Să aducem oala care am pregătit-o pentru mazăre. O să punem puțin ulei. Noi o să facem o mazăre așa mai simplă, pentru că carne avem aici. Carne avem. Facem niște chifteluțe, așa. Cu niște mazăre foarte simplă, cu niște ceapă, o să vedeți voi cum o să fac. O punem așa cu niște ceapă, cu niște ulei să se călească. Ulei, ulei, ulei. Da. Nu, așa nu, da? Da, eu și pun eu aici așa, nu, nu la asta. Să pun mai așa. Asta e și aia la altă. Roșie, da, mai este una mică roșie. Două cepe așa mai mici. Una albă și una roșie punem. Da.
te grăbi, Nora, nu te grăbi, să nu te tai ușor, să nu te grăbești. Așa. Și acolo când dai cu cuțit să fii atent când faci așa, să nu dai în degete. Că merge cuțitul, aha. M-am tăiat odată în deget, că n-am făcut așa și am dat cu, am dat cu cuțitul așa și am dat aici așa în degetul ăsta, știi tu? Așa. Pune acolo. Așa. Ulei am pus, punem puțin sare și o punem la cărit. Punem mazărea. Nu știu dacă nu este prea mult morcovi acolo. Da. Dar să fie morcov, că sunt bun. Morcovi. Oprește camera, că trebuie să mă duc. Am pus ceapa, punem puțină sare, peste ceapă. Aici fierbe cartofii, nu am făcut cartofii, dar nu am capac așa mic să pun aici, dar am lăsat așa încet, ca să fiarbă. După ce sunt fierți, îi scurgem din apă și lăsăm să răcească. Și atunci îi facem așa nou, o să vedeți voi. Facem niște ouă cu făină. Mai lăsăm un pic aici, hai să dăm aici în ora, ca să nu se ardă. O lăsăm așa încet și revenim. No, bun, uitați cum s-a făcut ceapa. S-a moiat un pic. Așa. Și acum punem mazăre. Așa. Trebuie să vină Nora să mă filmează că... Da, hai Nora, te rog. Așa. Punem aici mazărea. Așa, vedem acum mai tare un pic, punem niște foi de dafin, două frunzelițe așa mai mici, punem niște pătrunjel, uscat, niște morar și punem deasupra să dă apă, așa, o linguriță din fiecare. Acum imediat să faci asta, cât ferbe și ceapa împreună, cât mazărea e fiartă la borcan. Acum normal că dacă punem mazăre care nu este fiartă, că trebuie să fiarbă. Dar asta să faci imediat. Punem deasupra un pic apă, ca să începe să fiarbă. Să facem un sos cu smântână, o să vedeți voi. Așa. Lăsăm să fiarbă, să dă... Nu trebuie mult, vreo 10 minute ca să fiarbă. Și o să vedeți voi. 10 minute o lăsăm să fiarbă, că deja ea e fiartă, dar nu, să fiarbă un pic acolo. Gata. Nu uitați, cartofii s-a fiert. Păi... Așa, încercăm cu cuțitul. Dacă merge cuțitul așa și sunt moi, gata, sunt fiert. Și acum îi oprim. Îi mai lăsăm un pic așa și scurgem dată și lăsăm să răcească. Până noi aici ferbe și mazărea, până o să începem să ne facem și chifteluțele, cartofii o să le facem la urmă, ca să fie reci când le facem. Că nu, trebuie să fie reci. Să răcească. Nu, bun, Nora. Da. Acum încercăm, că s-a mai încălzit carnea, nu mai este așa rece. O amestecăm aici bine. Punem puțin apă. Da. Așa. Tot mai este rece, dar nu mai este așa rece cum era.
frigiderul nostru îngheață. Da, aici, sus. E foarte bun, dar eu l-am lăsat așa în ora ca să nu se strică mâncarea. O să dau și mai încet, dar nu vreau eu. L-am făcut la astea în ora. La chiftele. Da. Acum alții pune pezmete în ele, știi? În loc de pâine. Tot aceeași pâine, numai că atâta că e uscată pezmetul ăla care avem noi. Nu, o să mai pun puțin și atât. Așa, atât. Gata, să nu-i facem nici așa, măi, că după aia ce facem aici? Atât, nu mai pun nimic. Plăcea când făcea taică-meu și tăia porcii de Crăciun. Doamne, câtă carne de cârnaț din ăsta făcea. Și stăteam acolo lângă el și mai îmi dădea cu una așa peste nas. Așa făcea cu tine. Da. Mi-mi plăcea să stau acolo să văd cum face când era mică. Aveam și eu 7-8 ani. Da. Și bunicul întotdeauna, că nu știu cum era ei, că bunicul meu era ortodox. Când făcea primul cârnaț, mi-o punea așa în gât. Urea să pună și la sora mea, dar sora mea atâta plângea, Doamne! Mi-i plăcea. Eu eram mai altcumva ca sora mea, aia sora mea era mai așa, mai plâncăcioasă. Dacă îi spuneai ceva și nu convinea, 3 ore plângea. Da, eu nu eram așa. Nu vezi? Cum mai am făcut bine. Și acum o să-i facem așa biluțe. O să-i pun aici așa pe tocătorul ăsta. Vreau să încerc să-i fac așa mai mici. Să nu-i fac așa mari. Să nu-i mai fac așa mari. Să-i facem așa că tot mari am făcut. Da. Să le facem așa mai, știi, biluțe. Da, stai să pun apă aici, rămân aici așa în apă curată, avem acolo și vrem să-i facem așa, așa, o să iasă, 100 de bucăți o să iasă așa, a? Deja fierbe acolo, tu crezi că eu să le fac așa, să fie tot egal? Să normal. Fie una mai mică, una mai mare o să fie. Normal. Da. Dacă vrei să le faci egal, trebuie să le cântăresc. Să le cântăresc? Să iau cu ceva. Lasă că am o idee cu ce să iau. Iată așa. Mi-a venit o idee. Ocupă din asta. Așa. Și o să iasă egal. Și o să iasă... Egal. Așa e Nora? Da. Ia, uite. Nu-i fac mai mici și mai mari, o să-i fac tot așa. Uitați. Acum o să iasă egali. O să iasă așa mici, mari. Zunura, trebuie să mai ai și câte o idee. Așa. Hai să pun mai așa ca să închepe aici toate.
Nu, bun. O să-i facem tot așa, până îi terminăm și după aia îi punem la prăjit. Nora, omelta noastră minunată. E foarte bună. Orice să faci cu ea. Ai văzut, Nora? Mm-hmm. Că am avut idee ce să fac imediat. Ca să facem biluțe. Noi acum mergem acolo să vedem că am pus uleiul la încins. Deja în tigaie. Și mergem, ia uite aici așa. Nora, trebuie să facem o poză așa. I-am pus deja că era uleiul prea încins și Nora, nu știu ce a fost acolo la, la telefon, că a vrut să fac o poză și s-a oprit telefonul. Să vrea să-l facă Aver. Da. Că nu știu ce. N-am mai filmat. N-am mai făcut poză. Așa. Îl facem tot așa. Cel de mazărea noastră, cel de acolo. Trebuie să vedem ca să nu scadă, ca să pregătim. Și punem în sută asta ca să scurgă uleiul de pe el. Așa. E foarte bună aia. Nu este de folos. Este tot. Da. E superbă. Da. Oare este lumină, Nora? N-am mai pus ceva. Hai, să lasă. Sare. Încins uleiul tare. Un pic. Și de asta cred. Îmi trebuie să mă încerc. Stai că n-ai venit foarte din ora. Da. Și după aia să încercăm să vedem aici la... Să nu... La mazăre? Da. Să nu scade apa. Da. Păi nu-i fiert nici acum. Să spun, ha? Nu-i fiert. Să văd, trebuie să mă uit acolo. Așa. Trebuie să mă fac cum așa și pe o parte și pe alta, ca să se facă. Da. Și lăsăm să aibă așa un pic mai spațiu, ca să putem să-i împarce. Nu punem o grămadă aici, că după aia nu mai putem să-i împarce, știi? Nora. Așa facem. Imediat trebuie să văd ce acolo. Așa o să facem și toate ghiferusele noastre, până îi prăjim pe toate. Da? Da. Așa, trebuie acum să mă uit acolo să văd, Nora. Da, hai să văd dacă s-a pierd aici, Nora, ca să pregătim... Hai să pun eu aici așa, că acolo... Ma, o să nu sar de aici. Să vedem dacă îl pun aici. Dacă mai pun ceva aici. Da, sigur, fiartă. Normal, că e fiartă. Ea era fiartă, dar am lăsat-o așa, ca să... Nu, acum vreau să pregătesc imediat numai. Trebuie să opresc aici, nu arată. Nu, nu, nu. Oprim, lăsăm deoparte. Să ne ocupăm după aia, că aici trebuie să facem să nu clar de astea. Bună ziua, am un bun și vă spun și eu pacea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum am apărut și eu în filmare, dar încă nu mă vedeți, să vedeți până ora acum cum face chifteluțe. Da? Uitați. Ce zici? Mamă, ce faine sunt astea! Îți place? Ce frumos miroase! Vezi ce ți-a făcut mama? Da, da! Pe care te da, așa îmi place mie! Acolo ce aveți acolo? Mazăre! Aha, uitați mazăre cu morcov! Aha, ce chifteluțe, ce chifteluțe? Atâta, nu? Da! Morcov și cu chifteluțe, nu? Da, o să fie foarte delicioase.
foarte bune, delicioase, gustoase. Da, vreau să pregătesc și mazăre acum. Ce mazăre? Pregătim aici, să păi, dar nu e gata aia acolo? Gata, dar să facem un pic cu smântână. Aha. Hai să scoate tu acolo numai. Așa, uitați. Hai grijă cu pașinara să nu te închide de, da? Hai că eu mă duc acum acolo. Da, închide camera. Da, lasă camera, lasă camera, hai. Că mă duc eu așa. Mamătura asta a spus-o așa, invers aici. Da, am pus o lingură de făină aici, în bolul ăsta. Da. Și acum punem smântână de gătit din asta. Să punem acolo la mazăre. Dar cum să se să pun ca să se facă mai mai bun? Și acum sos. Să face ca un sos. Da? Da? Acum mă duc chiar după Nora. O pus Nora aici să arăt chiptelele. Astea le-am făcut așa plate, că îmi place mie așa, plate. Așa îi faci plate, nu-i place răsuri. Îmi place și alea, da. Chiftele, așa sunt chiftele cele. Stați așa. Da. Am făcut și ăsta. Acum pune Valerica. Asta e să-mi iau lingura de acolo. Dar nu știu dacă m-a scăzut acolo. Apa, de pe... Ioi, că aproape a scăzut apa și nu se pune mult aici. E bun așa, nu trebuie să fie apă multă. E bine, nu trebuie să fie. Așa. Pune aia tot acolo, nu? Lasă-mă, că știu eu ce fac. Da. Să nu facem aici. Balmuș, balmuș. Da. Dar și ce aia hanuș, balmuș? Dar tu știi că ce e la balmuș. Odată cu mine. Tu știi? Nu știu, tu știi? Vai, Doamne, dacă mănânci un balmoș, să lasă acolo prietenii noștri, că surorile noastre care sunt din partea Mureșului, din partea, nu știu, acolo... Nu se face. Ha, nu, ta, mulți balmoși, nu știu, balmoși. Nu se mai spune eu. Din Maramureș. Uite, acum, voi sunteți, voi sunteți acum bucătăresele, nu? Da. Mamă, două bucătărese la bucătărie. Două bucătărese la bucătărie, ne știu? Cum mă văd că voi de bucată de vreme faceți cum voi? Da, mă lasă da. Că vin eu numai în filmările voastre să vedeți ce fac eu dacă nu fac eu. Acum a scăpat, n-am făcut cu chiftelele, a făcut cu Nora. Mama le-a făcut? Da, da, să vedem. Da? Da. Bun. Mama le-a cumpărat, mama le-a făcut, poate e mai îndepărătit, așa, cum a rămas. Eu știu să fac mazăre asta mai multe feluri. Acum bine, foarte bine. Să fac și cu carne, cu roșii, cu de toate. Da? Da. Asta e așa mai simplă cu sos de smântână. Aha. Nu, gata. Gata, tamor, bani. Nu, gata, acum numai să... Astinge fogătința. Asta e gata. Aragazul. Acum am mai face nura astea. Când deoparte, aici trebuie să aibă loc și nura. Da, sigur. Mai avem puțin acolo. Să punem acolo. Nu punem așa acolo, da, nura. Dar nu așa punem. Punem mai încolo. Așa. Ca să nu ardă farfuria. Așa, așa, așa. Nu, nu scoate de acum. O să scos câte două, Nora. Așa. Cu ce zice? Să mai pun. A, mai pui? Da. Aha. Mai ai acolo? Mai are două, trei, patru. Da. Mai avem o dată și gata. Și atunci pregătim cartofii. Am făcut și niște cartofi care o să fac așa nou. Face cartofi pane, da? Chiftele, mazăre. Așa, vreau să spun și cu cartofii ăștia, după care bune, să face și voi. Niște cartofi mai buni, știi? Nu, ce zice, îți place mâncarea asta, Nora? Ha? Îți place mâncarea asta? Normal, îmi place. Da. Toată mâncarea lumea
face mama mâncare bună, normal. Mai lasă puțin și după aia întorci. Da, mai trebuie. Mai o să roșește, să-ți așa să-ți facă. E faină. Păi spus, mamă, nu mi-a bine. Ce faci acolo, băi, adică? Ce fac? Da. Fac aici curățenie pe masă. Acum vin după tine cu camera. Nu. Ce faci? Să arăt aici la cartofii ăștia, că vreau să spun că depinde și de cartofi. Că sunt cartofi care se zdrobesc. Sunt cartofi care nu se zdrobesc și rămân așa, dar depinde și de cartofi, că eu am pus oțet, dar cartofii ăștia, uite cum se sfărâmă când fierbe. Mai sunt că nu sunt bune, nu sunt, dar Dumnezeu știe cu ce sunt făcute. Așa, i-am fiert și acum vreau să-i prăjesc așa, că nu, o să vedeți voi. Da. Noi avem chifteluțele astea. Da. Șapte chifteluțe. Și gata. Și gata. Revinem. Pregătim acum să facem cartofii. Am aici 5 ouă, care o să pun aici, să facem un... puțin piper. Așa. Așa, și acum punem făină. Aici, în ăsta. Așa mai pun, nu? Să vedem că... Pane. Da. Da. Așa sunt ca pane, da. Da. Mă lăsăm să facă nora acolo să termină. Ca să... Îmi fac fibere, ca să le prăjesc. Gata. Am făcut și astea, facem și astea, le punem aici așa, cartofii. Cartofii, așa spune. Vadă pe tine. Nu prea sunt cartofii buni, vreau să vă spun că am făcut atunci când am făcut cartofi, am avut niște cartofi foarte buni. Așa s-a fiert și s-a făcut de faină ca untul. Da? Da. Păi acum ăștia, ce vrei? Lasă că-s bune. Mulțumim Domnului pentru ele. Dară nu. Dară nu. Mulțumim. Lăsăm să se încingă bine uleiul și punem acolo așa. Dacă sunt și cartofi mai mici, puteți să-i faceți și să fie mai mici, puteți să-i faceți, să-i tăiați și mai mici, așa, nu musai să-i tăiați așa cum am tăiat eu. Nu. Mie îmi place așa să le văd, să le fac. Dacă ai și mici așa din alea, tot unde mici, așa cum le mai cumpăr eu de la Intermarché, sunt foarte bune și frumoase și le faci așa. Vedeți? Cum i-am pus aici și le punem la prăjit, da. Acum eu cred că astea sunt care au cerut doamna, că am făcut eu pe filmare, cartofi panei.
La ăștia am spus eu cartofanii. Normal că sunt cartofanii, pă, dar le faci aproape cum faci nițărul. Da. Așa, numai atâta că am fier cartofii. Da. Nu, ne întoarcem frumos acolo, așa. Lasă că întoarcem, Marcel. Și mergem să vedem dacă s-a făcut... Uleiul? Da. Să știi că nu mai pot de picioare. Nu mai pot să mai stau în picioare, așa mă doare piciorul. Lasă că strece. Am fost cu Iusie la spital, așa cum v-am spus. Am mers la spital ca să-i mai ia din medicamente. Cu ajutorul Domnului, săptămâna asta, peste 3 săptămâni, Iosif nu o să mai ia un fel de medicamente și o să ia numai unul. Uh-huh. Aia care lua două feluri. Bravo, Domnului! Care i-a spus doctorul că îl îngrașă. Da. Nu, bun, mergem acolo să vedem. Aha. Îl pune aici în tanger asta să vedem. Cu lingurița. A, nu s-a făcut. S-a spus că nu s-a făcut. Da, mai lasă-ți-l, bă. Mă grăbești și tu. Nu te mai grăbi. Că nu s-a încins bine uleiul, vezi? Mai grăbuia un pic. Mai așteaptă puțin. Uite, vezi, nu s-a încins. Hmm? Nu s-a încins, acum începe. Da, acum începe, da. Dar eu am văzut că am aruncat un pic de făină și ți-am spus că nu-i gata. No, bun, acum pot să pui. Oare? Da. Hai să vedem. Uite, vezi? Da, trebuie mai încins un pic. Ba, nu să fie bine, să încins. Că nu trebuie numai făină, că ce au ouă, deci ai pus toate, se face repede. Se face repede, da. Iată. Așa. Și așa le faci pe toate, da? Da. Uh-huh. Așa le facem pe toate până-i prăjim și gata. Așa. Hai că vă arătăm când e gata.